așezat și un banjo Giuscu, ascultați știri. Congresul PNL s-a încheiat în această noapte cu desemnarea celor 31 de vicepreședinți, Ludovic Orban fiind cel care a obținut cele mai multe voturi. Potrivit redactorului nostru Andrei Șerban, printre liberalii care au obținut mandate noi de vicepreședinte, se numără deputații Alina Gorghiu și Victor Paul Dobrev. În schimb, nu mai sunt vicepreședinți foștii miniștri Eugen Nicolaescu, Daniel Chițoiu sau Varujan Băzganian și nici eurodeputatul Norica Nicolai. Amintim că în cadrul Congresului, liberalii l-au ales în funcția de președinte pe Klaus Iohannis și-au validat fuziunea cu PDL, precum și aderarea la Partidul Popular European.